apele de smarald și nisipul alb-alb. Peisaj exotic, un paradis autentic. Nu este Brazilia tropicală. Locul arătat nu este Martinica sau insulele Fish. Halkidiki, peninsula Cassandra. Un loc unic în care peisajul verde al naturii se scufundă în albastrul mării, o escapadă exotică care îți va trăi imaginația atâta timp cât îți poți aminti. Halkidiki, acest paradis pământesc, vă va încânta oriunde ați privi într-un mod incomparabil, vă va întinerge corpul în apele cristaline albastre verzi, vă va reîmprospătea toate simțurile, ridicându-vă moralul și spiritul. Poate că este această combinație specială de peisaje uimitoare rare, cu plaje pentru toate dispozițiile și gusturile, amestecul de briza mării cu aroma de pin și credeți-mă, nicăieri nu veți face cunoștințe și prieteni într-un mod atât de ușor. Aici, în magia Halkidiki, care este vizitată de oameni din întreaga lume, timpul încetează și devine o informație indiferentă în timp ce experimentați unele dintre cele mai bune amintiri din viața ta pe o plajă și dacă te întrebi de ce, doar pentru că nu există nicăieri ca Halkidiki. Să aflăm acum care sunt cele mai bune 10 plaje din Cassandra. Numărul 10. Plaja Neapotidea. Satul Neapotidea are o plajă nisipoasă și bine organizată, cu un steag albastru. Un istm îngust face legătura între peninsula Cassandra și landul. Canalul a fost lansat de regele Cassander al Macedoniei, căutând de nu numai să faciliteze transportul, ci și să protejeze Salonic. Numărul 9. Pescocor și Haniot Beach. Aceste plaje gemene se caracterizează printr-o zonă mare, cu nisip și dotări complet echipate. Baruri de plajă, taverne pitorești și activități nautice te vor nebuni. Numărul 8. Plaja Calitra. Printre cele mai faimoase și aglomerate plaje din zonă, Calitra este un punct de referință pentru tineri. O plajă cu nisip auriu, înconjurată de baruri și taverne moderne, cosmopolite. Bulevardul de coaste din zonă arată ca un stup zgomotos. De lux, romantic și distractiv, o combinație intoxicantă. Numărul 7. Plaja Siviri. Pe coasta de vest a peninsulei, aceasta oferă ape superficiale calme. Veți găsi aici numeroase taverne tradiționale și baruri moderne pe plajă. Loc ideal pentru plimbări după amiază și apusuri de soare romantice unice. Numărul 6. Plajele Policrono și Criopigi. Aceste plaje au fost premiate de mai multe ori de organizațiile internaționale pentru că au cele mai clare ape cristaline. Sunt echipate complet cu tot ce ai nevoie pentru a petrece o zi fericită și distractivă la plajă. Apele turcoaz sunt cu adevărat limpezi, în timp ce plaja este acoperită cu nisip fin și fin. Explorați micile golfuri din jur, ideale pentru pasionații de scufundări. Numărul 5. Posid și Glossa Plaje.
plaja Posidiva întâmpină pentru o notă răcoritoare în apele sale. Nisipul alb alături de muzica barurilor de pe plajă este o experiență minunată despre care veți vorbi ani de zile. Nu uitați să mergeți până la far, să numeri stelele în timp ce noaptea se îndrăgostește și poate să schimbi jurământuri de credință veșnică, nu neapărat în această ordine. Cele trei tabere care operează aici, este un loc fierbinte pentru tineret, nudisti și iubitori de viață boemă. Numărul 4. Plaja San și Stavronichita. Adevărat paradis. Nisipul alb, fin al mării, în combinație cu apele albastru-verzei, cristaline ale geului, pictează o imagine idilică, în care ai dori să faci parte integrantă. San este o stațiune modernă, bine organizată, complet echipată cu baruri și restaurante de plajă de lux. Vizitează el și vei fi amețit. Stavronichita este o plajă liniștită de nisip lung, lângă stațiunea San. Ideal pentru nudiști, iubitori de natură și oameni care caută mai multă liniște și trai fără pretenții. Numărul 3. Plaja Afitos. În inima Cassandra, se află coasta Afitos, lungă de 4 km, care se întinde la poalele unui stânci, pe care este construit satul cu casele tradiționale din piatră. Nu știu ce te va încânta mai întâi sau cel mai mult? Privelișa nesfârșită, vastitatea albastrului grecesc sau atmosfera irezistibilă a abundenței, a erotismului și a viselor de vară. Numărul 2. Plaja Palioari. Această plajă exotică este acum recunoscută și infinită de popular în nisip fiind de aur alb ca făina, ape limpeze atractive în culorile cerului grecesc și pinii verzi. Aici marea este întotdeauna seducătoare. Golful fără vânt, această plajă este un paradis pentru copii mici și adulți și ca o destinație autentică exotică are multe nume. Se mai numește Crouso, Coursaros, Pește Albastru, Cabana, toate numele barurilor locale pe plajă. Cea mai adorată parte a plajei se află în partea dreaptă, în fața barului Coursaros, în apropierea unui mic port sportiv, unde bărcile pleacă de aici pentru o croazieră. Toate gusturile, plăcerile, stilurile de vacanță și dorințele sunt satisfăcute aici într-un mod expresiv. Numărul 1. Plaja Glarocavos. Cel mai înverșunat, frumos, autentic și unic loc din Cassandra. Multe fețe, un singur caracter albastru puternic. Glarocavos. Aici vă puteți întâlni de la natura neatinsă la melodii cosmopolite. De la barurile de plajă de lux pline de corpuri bronzate fierbinte, purtând costume de baie scumpe, până la corturi de camping gratuite și haine de vacanță gratuite. Lumina și sare, vise și realitate, relaxarea stării de bine și căldură de vară de emoție. Plaja organizată din Glarocavos este situată în partea stângă. Există o lagună uimitoare care adăpostește unele bărci. Fiecare moment al vacanței dumneavoastră în Halkidiki va fi plin de bucurie, bunăstare și distracție lângă mare. Pin care ajung la marginea apei, nisip alb, golfuri pitorești frumoase, cu ape limpeze de cristal, de pe care sunt ascunse așezări ospitaliere și arome ale bucătăriei grecești. La urma urmei, plajele din Halkidik sunt atât de multe încât nu le poți număra pe toate, doar bucură-te de ele.
cafenea, restaurante. Cazare. Ți-a plăcut videoclipul? Bravo! Spune-ne părerea ta, scrie un comentariu. Împărtășește. Sunt Anastasios Grecos și tocmai ai urmărit canalul de guru de călătorie Ranismos. Contactați-ne, ranismos@gmail.com. Vă mulțumim pentru vizionarea canalului nostru și vă abonați pentru mai multe videoclipuri, sfaturi de călătorie, aventuri și peisaje unice.